Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Minecraft la mine pe canal, fraților. Mai exact, astăzi avem un episod foarte special, deoarece o să încercăm să terminăm cel mai imposibil dropper de pe Minecraft. Și când spun chestia asta, băieți, nu am luat-o de la mine, să zicem, am luat așa un dropper de pe net și zic efectiv că este cel mai imposibil. În cazul în care nu știați, în anul 2017, poate ați auzit, 100% ați auzit de serverul Hypixel de Minecraft. În cazul în care nu știați, mai există alt server de Minecraft numit Mindplace, care și el acum nu prea se mai joacă lumea, însă înainte era unul dintre cele mai populate servere. Iar acești băieți au făcut un fel de jocurile olimpice ale Minecraftului. Iar această hartă numită 15 dropere a fost acolo, boys, a fost în semifinală și în sferturi. Efectiv, deci harta asta e una dintre cele mai grele hărți de dropere de pe Minecraft. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haideți să începem, fraților. Deci eu nu știu cum, care-i treaba cu harta asta. Am găsit-o la videoclipul ăla în care zicea de jocurile olimpice ale Minecraft-ului și am zis, bai, să fac și un episod, dar nu știu cum merge treaba. 15 dropere făcute de băiatul ăsta, GMAMMS. Hai să vedem despre ce este vorba. Dăm aici primul, hopa. Bun, ok, și aici sunt toate dropperele, fraților. Haideți să începem cu primul. Mamă, dar ce mișto e, băi, e făcut așa custom. Bun, ok, level 1, nice, fraților, bun. Hai să dăm level 1 cât de ușor e. Mamă, mamă, stați puțin, fraților, că... Deci stați puțin să mă duc acolo în jos. Fiți atenți, o să punem fovul așa, ca să fie treaba. Nu o să mergem cu Optifine, la astea n-ai voie cu Optifine, gen dacă ești pro player, știi ce zic? Și eu, ok, eu nu sunt, da. Na? Hai să încercăm prima dată, fraților, o să facem... Ok, ok, bun! Nice! Bă, vezi, bă, dacă nici eu nu știu, bă, deci în cazul în care nu știați dacă cumva cum participi la o competiție de asta, n-ai voie cu Optifine, ce zic, că într-un fel e cheat, însă dacă dau fovul de aici așa, nu este cheat, așa că o să jucăm așa, băieți, bă, până la urmă ori facem bine, ori nu mai facem deloc, hai să ne dăm fovul înapoi și să mergem, deci primul level, bă, easy, rău de tot, deci n-am avut niciodată că nu o să-l facem. Levelul 2, fraților, hai să stăm așa toată viața, o să stăm așa pe 30 fov tot meciul. Ok, băieți, acolo în față e ceva. Aoleo, cred că acolo, fraților, cred că acolo e și lână, nu-i numai apă. Hai să vedem. L-am văzut undeva unde e apă. Oh, nice, băieți. Ah, nu, ok, era numai apă. Bă, deci deja level 2. Deci, bă, fraților, vezi că ne ducem bine, rău de tot. Bravo nou, băieți, bune, ne ducem pe aici. Deci suntem buni, rău de tot. Nice, nice, nice. Deci, bă, eu zic că o să reușim să facem această hartă. Hai să vedem dropper-ul cu level 3. Let's go. Mamă, hopa, că aici e ceva și să-mi dau asta mai așa. Aici e ceva mai complicat. Deci trebuie să mă duc prin gaura aia. Hai să vedem dacă mai vedem ceva pe aici, boys. Deci o să ajung pe acolo. Mamă, și de acolo pe unde mă duc? Păi hai să zicem, băiții, o să o fac acum, cel mai probabil o să mor și după o să revin aici să văd pe unde trebuie să o iau. Let's go, mergem așa. Ah, pe aici, nice! Hopa, și aici jos, e ceva? Oh, și pe aici ne ducem, nice, băieți, bă, deci sunt bun rău de tot, bă, deci n-am murit de la, deci nu vine să cred, eu eram foarte slab la chestiile astea, așa, dacă stau să mă gândesc, bă, dar e mișto rău de tot, bun. Hai să vedem acum, levelul 4, bun, unde suntem, boys, când n-am mai luat ăla, hai să vedem, deci acolo e level 4 jos, hai să vedem pe ce este vorba. Ah, oh, ăsta e easy, băieți. Hopa, hopa, nice, boys, bă, astea easy, boys, ce imposibil dropper. Ok, hai să vedem cum ne ducem la următoarele nivele. Deci, momentan am terminat un perete, da, mai avem peretele ăsta și ăla cred că e cel mai greu perete, teoretic. A zis acolo că e și TNT și mai multe chestii de genul, bă, mișto rău de tot, bun. Hai să mergem aici, levelul 5, hai să vedem despre ce este vorba și la level 5 ăsta. Bă, îmi plac maxim clipurile astea în care, într-adevăr, mă arăt skill-urile de Minecraft. Hai, băieți, cred că, opa, mamă, băieți. Mamă, băieți, bă, cât de bun îți, bă, nu vine să cred, nice, bă, hai să vedem, pe aici trebuie să iau. Da, uite, mi-a arătat ăsta aici, let's go, mergem pe aici, mergem pe, hopa, ia să-ți puțin să-mi dau ăsta înapoi. Bă, și pe unde trebuie să iau, fraților, pe acum? Ah, ok, ai pe acolo, nice, băieți, deci, bă, level 5 are easy, deci stai să vedem dacă filmează, să nu cumva să pierd chestia asta. Ne ducem mișto rău de tot, deci suntem buni pe bune, știi ce zic, și operați și cum, tot eu omorâm. Hai să mergem aici, let's go. Ne dăm fovul mare, v-am zis, teoretic nici fovul n-ai voie să-l dai mare, dar na, hai să zicem așa. Opa, asta e easy. Nice.
Nice, băieți! Bă, dar cât de satisfăcător e, boys, efectiv, mi se pare super, super satisfăcător să le iau pe toate și să nu pierd absolut niciunul. Deci mi se pare foarte, foarte mișto. Întotdeauna când mă uitam, acum, așa, dacă tot suntem în episodul ăsta, fac și aici un story time, guys. Eu mă uitam foarte mult când eram mic, mă uitam la Mac și altele. În cazul în care nu știți de ce m-am apucat eu de YouTube, e că îmi plăcea de Mac și altele. Și el făcea hărți de-astea, se juca cu X-Slater, cu Irafel, cu toți ăștia. Bă, și totdeauna, bă, mie nu prea îmi plăcea când ei mureau, știi ce zic, că tot se chinuia de 300 de ori și era nașpa. Oh, uitați-vă acolo! Alo, fraților, era în aici mașina, mi se pare super mișto să le iau așa potate din prima, let's go. Mamă, băi, dacă o iau pe asta, trebuie neapărat să, nu știu ce să faceți, dar... Nice, băi, băi, nu vine să cred că am luat-o, bă, cât de bun îți la chestiile astea. Bă, zbur rău de tot și mai am și fofo ăsta în permanență. Deci v-am zis, eu mă uitam foarte mult la youtuberii ăștia. Bă, și mă enervam când mureau, că era nașpa să aștept până intre ei acolo. Știi ce zic? Hai să vedem, level 8. Let's go, let's go, let's go. Oh shit, boys. Bun, mamă, pe acolo, mamă. Deci asta o să fie, cred că e cel mai greu. Ia. Mergem așa. Uai, deci ați văzut cât de aproape eram acolo să dau colțul. Mamă, băieți, bă, da, e bine, ok, sunt din ce în ce mai grele cei drept, adică nu e la fel de ușor ca primul, dar primul nici nu mi s-a părut așa de ușor, cred că al doilea mai degrabă și mai avem, cât mai avem? 1, 2, 3, 4, mai avem 6, fraților, bun, nice, hai să vedem dacă, hai să vedem ce reușim să facem, levelul 9. Oh shit, băieți, acum, cred că acum începe nebuniale. Oh shit, opa, ba, nu? Aha, uitați acolo, băieți. Uai, deci dacă reușesc să-l fac pe ăsta, sunt numărul 1. Nice, băi, cât de bun ăsta, asta mă, nu vine să cred. Bă, dar deci nu mă așteptam să fiu așa de bun pe bune, let's go. Let's go, băi, deci acum cred că am terminat levelul 10, da. Acum sunt la level 11, avem 12, 13, 14, 15. Chiar vreau să văd cum e ultimul sau chestii de genul. Deci ăsta e drop-uri imposibil, boys. Cine ba? Oh, shit. Stați că acum a început situația, dar nici ăsta nu cred că e așa de greu. Opa, nu, uitați-vă, fraților, fiți atenți. Opa, Marusiancu. E pe ei, nice, let's go, let's go. Bă, cât de mișto e, bun, perfect. Deci a luat și pe ăsta. Acum trecem la peretele ăsta, fraților. Deci știi că peretele ăsta e ăla de temut. Pentru că na, ăla a fost. Deci bă, să zicem că ăsta a fost relativ ușor. Ăsta a fost ușor, hai să zicem că am avut mai multe complicații. Am zis că trebuia să mă mișc așa puțin. Dar și că ăsta e cel mai greu. Hai să vedem despre ce este vorba. Să vedem dacă putem să trecem de nivelele astea. Levelul 11, let's go, băieți. Hopa, bă, bă, bă. Ia zi, dacă pic acolo. Mamă, uitați-vă că acum începe nebunia, fraților. Deci după cum vedeți ăla acolo, se vede să trebuie să trec ori prin gaura aia din stânga sus, ori prin asta din dreapta jos. Eu, băieți, o să mă duc pe asta prin dreapta jos și cred că o să pot să o fac. Ia să vedem, Doamne ajută, let's go. A murit din prima, băieți, dar stați că... Ia, ia, op, a, dar stați că eu n-am văzut aia. Eu, stați puțin că e iluzie optică, eu nu văd aici, stați puțin. Deci, aha, bun. Sau așa, da, cred că, panul ăsta, așa, așa mai degrabă. A, băi, ce nașpa e, bă, ce nașpa e să mori așa e astăzi, mai încercăm încă o dată. Hai, da, mă, hai, 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 nice, let's go. Deci chiar dacă a fost cut între, între data, am văzut că am mai făcut numai o dată, știi zic, adică nu m-am chinuit așa de mult, let's go. Am luat-o bine, băieți, bun, deci, bă, într-adevăr, ăsta e cel mai greu pentru prima dată în 11 nivele, teoretic. Am murit, deci pentru prima dată în 11 nivele, hai să vedem și la nivelul ăsta cum stă treaba. Let's go, levelul 12, hai să vedem despre ce este vorba. Mamă, băieți, pe ăsta e, cred că e easy, ia. Mergem așa. Nice, bun, bă, dar asta iar a mers super, super ușor. Și mai avem, asta alea, nu, alea, era levelul 13, nu? Da, 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 și mai avem 14 și 15, fraților. Asta este penultimul nivel, chiar sunt curios cum o să decurgă situația cu penultimul nivel. Mamă, era să pic aici. Opa, hopa, băieții, că aici trebuie să analizez situația puțin mai bine. Că văd, mi se pare că e ceva nașpa la mijloc. Deci eu nu văd efectiv pe unde trebuie să cadă. Doar pot să presupun că mă duc, uite, pe aici, după iau așa... Abar n-am, băiți. Hai să facem, mergem așa numai o dată, de control. Deci trebuie să trec de aia asta, fiți atenți. Deci acum numai controlăm zona, nici nu încercăm să facem un win sau ceva de genul. Mergem așa, fiți atenți. Hopa. Hopa. Ok, bun, deci acolo în față. Deci, fraților, acum numai controlăm zona, știi ce zic? Adică ia, mai controlez încă o dată. Hopa. Și unde... Oh, oh, nice! A, băieți! Ce combi... Acolo sunt blocuri invizibile? Nu. Deci ce combinație asta, nici nu era dropper, bă, mi-am dat seama din greșeală, bă. Deci trebuia să merg pe lianele astea, mă miram eu, bă, că trebuie să se vadă apa de sus, știi ce zic pe urmă, adică... Dar e absolut nicio, credeam că e apa sub podul ăla, bun.
Deci ăla, asta chiar m-a jucat așa puțin, iar acum am ajuns la ultimul dropper. Let's go. Hai să vedem levelul 14. Panul ăsta e levelul 14 abia, fraților. Păi și după level 15 care e? Deci ăsta e level 14. Let's go. Hai să vedem level 15 când o să fie. Mamă, frățioare, uite, vedeți acolo apa, ia. O fac din prima. Da, ia-i stați puțin, băieții, că nu, că o fac. E ușoară, e ușoară. Mamă, nu m-am dus bine, fraților. Trebuie să mă duc prin mijloc, știi ce zic? Ai schema, uite, pe aici, prin mijloc trebuie să te duci. Oh, o fac, nice! Ok, aici e TNT mult, sper să nu deranjeze cu ceva. Deci, nice, rău de tot și bang! Acum am completat situația, păi și nu mai avem levelul 15. Thanks for... Păi și levelul 15? Create by GMAPS, cred că ăsta e levelul 15. Da, bă, băieții, și ăsta este al 15-lea level. Foarte mișto. Eu fac... Deci că am găsit cadouri. Ah, dacă am găsit cadouri, trebuia să caut cadouri. Te poți dau și restart hartă. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să abușiți butonul de like. Am terminat cel mai imposibil și că dropper. Eu mare seama că le-am făcut urmă nici la asta, la discuții. Dacă mai vreți episoade cu droppere pe Minecraft, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem curând cu episoade noi. V-am pa pe toți. Pa, pa.